Da. Totul a început într-o seară frumoasă și călduroasă de vară a anului 2011. Nu mai țin bine minte data exactă, dar știu că era într-un moment al serii. M-a trântit pe pat, capul meu simțea perna mai moale ca niciodată. Mi-am tras plapuma între picioare, cum fac de obicei, dar se pare că n-a stat prea mult timp acolo. Am deschis-o și crede-mă că nici măcar nu știu cum a trecut timpul. După ceva timp eram foarte deshidratată. Timpul trecea super repede și nu puteam să cred cât de bine am putut să mă simt când am terminat. Și acum țin minte că se numea Twilight. Aia a fost prima mea carte citită. Și iată-mă aici, cu o pasiune foarte mare pentru cărți. Atunci a început dezvirginarea mea mentală. Sper că v-a plăcut povestea mea. Nu știu, eu o să țin minte toată viața. Asta am fost eu, Bianca. Pa, mă! La ce anume vă așteptați?